Și când ați plecat? De aici, de pe Cluj, ați plecat? 22 luna trecută și acum ne-am întors. Vă mulțumesc. Aveți de gând să mai mergeți? Păi eu merg de... Asta e a șaptelea an. A avut scurgere de combustibil și a schimbat aeronava, am stat în ăsta, n-aveam mâncare la noi, nu, ăsta ne-a dus apă. Am zis că nu mi-e treabă, o râs și s-a întors să dapă. Și acolo de COVID, Când am intrat. Când acum am intrat, deci temperatura a fost luată, a fost tot. Și acum la sosire ce v-a ajuns aici? Aici am dat o declarație și să stăm pe carantină. Eu nu am fost la muncă, eu am fost în vizită la fiica mea. Okay. Și m-a prins acolo pandemia și... Abia acum v-ați întors. Da, acum m-am întors și am sunat la consulat, atunci eu la 8 martie m-am dus. Și după o săptămână n-a mai fost pletelul înapoi autocare și a trebuit să stau acolo. În urmă de 3 săptămâni, aproape 2000 de euro. Cazare gratuit, transport gratuit, tot. Deci, pe internet am aflat. Bine, foarte bine, a fost ok. Niciun accident. Nu a fost niciun accident, bine. Aici e super. A fost super bine. Nimic, gratis. Cazare, mâncare gratis. Da, bine, tot ok, s-a plătit cât s-a oferit, tot. Cum a fost în Germania? Bine. Ce ați lucrat acolo mai specific? La Hamei. La ce? La Hamei. Și aproximativ cât ați ucinat pe lumea asta? A fost condiții? Nu. Condițiile au fost foarte bune. Mai mergeți? Mai merge. Cu aeroportul, cum? Ce s-a întâmplat? Cu avionul? A fost foarte bine. Totul bine? Da. N-ați avut întârziere, nimic? Nu. No.